Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou daily vlog. Cum v-am spus pe pagina de Facebook și în mai multe videoclipuri, urmează să plec în Elveția și ce supraexpus sunt. Am avion la ora 4:30, la ora 2:30 trebuie să fiu la aeroport și acum e ora 12. Deci nu știu ce să fac până atunci. Cred că ar trebui să fac bagajul, să fiu sincer. Ce echipament foto îmi iau? Canon 18-55. Canon 50mm, GoPro, cu câteva accesorii, baterie, foarte important să ai o baterie în plus. Și camera cu care filmez e un Canon 600D, cu un obiectiv Canon 10-18 și un microfon Rode VideoMic Pro. Și cam ăsta e tot echipamentul meu. N-am foarte mult, am 3 obiective, ăsta, 18-55, 50mm, camera asta și un GoPro. Nu e foarte mult, dar o să-și facă treaba. Nu știu dacă vedeți sau măcar auziți, dar a început să plouă foarte nasol. Ok, deci a trecut de o oră cam de atunci și vremea s-a îmbunătățit, e mult mai frumos afară și putem pleca. Ok, deci taxiul nostru aproape a ajuns, așa că hai să coborâm. Frate, zici că e un film de groază blocul ăsta. Uitați-vă și voi cum arată. Intrăm într-o nouă dimensiune, frate. Bună ziua! Habar n-avem unde lăsăm bagajul. Uite și tu câte persoane sunt. Bine că avem timp și nu suntem la un dragul. E plin, frate. Plin. Oh, nu e așa de vreme. Am găsit poarta 13, ce să crezi? Poarta 13. Ai, frate. Și numai 5 lei un iaurt? Bă, sunt eu retardat. Uite, oferă maxim 5 lei. Deci, e verde. Acum merge, fii atentă. Avem 8, nu?
frate, cât spațiu e. Eh, măcar pot să mă uit pe geam. Am aterizat și acum am mâncat ceva la Mac și acum mergem acasă. Deci suntem în Viena și o să mergem în Nitra, în Slovacia, deci în altă țară, practic. Cum să nu fie asta scara? Și se pare că nu putem ieși din aeroportul ăsta. Deci am zburat o oră jumate cu avionul și acum mergem 2 ore cu mașina. Super tare! Se pare că am găsit ieșirea aici. Mergem acasă! Pam, 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 pam. Dreapta, nu stânga. Și acum trebuie să-l căutăm pe tata. Nici măcar nu știm ce mașină să căutăm, dar e ok. Trebuie să recunoști că arată frumos când ieși din aeroportul ăsta. Mă rog, ieși, acum suntem la plecări, dar nu contează. Bun, deci am ajuns și noi acasă, suntem acum în Nitra, în Slovacia, e un oraș de aici. Mâine, pe la 8 seara, o să ne pornim spre Elveția, o să mergem cu mașina, o să fie un drum foarte, foarte lung de noapte, dar cred că o să fie foarte fain și în Elveția o să vizităm multe, multe, multe chestii. Asta a fost prima zi, sper că v-a plăcut. Nu știu sigur dacă pot să le postez constant aceste vloguri pentru că o să fiu foarte mult plecat și nu știu dacă o să am mult timp să le editez, dar oricum o să filmez fiecare zi
și o să apară la un moment dat, deci nu trebuie să vă speriați sau chestii dacă nu postez. Dacă nu postez, să zicem, la ora 8, cum postez eu de obicei, s-ar putea să postez mai târziu, cu o oră, cu două ore, nu știu, depinde ce net am, dacă am timp să editez și chestii de-astea, pentru că un vlog de ăsta trebuie editat, nu merge atât de ușor și n-am ce să-i fac. Bun, ăsta a fost primul vlog, sper că v-a plăcut, mâine o să vă fac și un tour la chestia asta, pentru că acum sunt obosit, editez vlogul ăsta și mă culc. Da, eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!